Pe vreme geroasă, păsările își găsesc hrană mai greu. Tocmai din acest motiv, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii a revenit și în acest sezon cu un concurs destinat celor care vor să hrănească păsările sălbatice. Mai multe detalii cunoaște colega noastră Cătălina Rusu. Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei! Temperaturile geroase de afară se asociază pentru iubitorii de păsări cu instalarea hrănitorilor. De regulă, păsările sălbatice care au rămas să ierneze aici sunt destul de rezistente la temperaturile scăzute și mai au și un meniu de hrană variat, asta ca să le permită să găsească pe aceste temperaturi geroase semințe, insecte sau flori, ceea ce consumă acestea. Odată însă cu scăderea gradelor din termometre, este destul de dificil să găsească până și această hrană. În ajutor în acest sens le vin oamenii care au grijă să aducă în aceste hrănitori diverse hrană pentru păsări. Totodată, cu scopul de a sensibiliza oamenii vis-a-vis de această problemă, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii a dat start unui concurs care se va încheia în exact o săptămână. Este un concurs destul de simplu, de exemplu atunci când treceți pe lângă această hrănitoare din Parcul Dendrariu sau cea din scoarul nisip Orghibu, trebuie să faceți o poză și să o trimiteți, dar cui o trimiteți ne va spune mai multe detalii specialistul în comunicare al Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, Natalia Ursu. Bună dimineața, Silvia Ursu. Bună dimineața. Neața, draga noastră. Spune-ne, te rog, cum pot oamenii deveni câștigători în cadrul acestui concurs? Ce mai exact trebuie să facă? E un concurs simplu. Cei care doresc să participe pot fie să instaleze la ei acasă o hrănitoare simplă, nu necesită cheltuieli mari financiare, sau, dacă nu au posibilitatea, să vină aici, cum ați menționat, în Parcul Dendrariu sau în Scoarul Ghibu și să fotografieze păsări la hrănitoare, cum se hrănesc. Asta este condiția. Nu vrem poze cu hrănitoarea în sine, ci cu păsările chiar care profită de această oportunitate. După care poza urmează să fie trimisă la noi, noi o urcăm pe pagina de Facebook, o punem într-un album dedicat concursului și lăsăm la discreția publicului să voteze cea mai nimerită, cea mai potrivită, cea mai bună fotografie. Vot e acel like de care toată lumea știe și poza cu cele mai multe like-uri câștigă premiul cel mare, un tricou pictat manual cu o pasăre. Celelalte fotografii care vin pe locurile următoare vor fi premiate cu câte un carnet cu păsări, la fel handmade, sunt făcute de un fost participant al concursului de anul trecut, care a decis să ofere și altora șansa să câștige. Cât de receptive au fost persoanele până acum? Deocamdată avem 4 participanți în concurs, care se descurcă minunat. Mai așteptăm, bineînțeles, concursul mai durează o săptămână. Pe ultima 100 de metri se întâmplă lucruri neașteptate, așa că cine știe, clasamentul existent poate fi răsturnat, mai poate veni un participant. În orice caz, atât participanții cât și susținătorii de pe Facebook sunt foarte încântați de acest lucru. Spune-ne, te rog, dacă dorim să avem grijă de aceste păsări pe aceste temperaturi geroase, pentru că acum, în februarie, practic avem temperaturi mai scăzute chiar decât în mijlocul iernii. Ce hrană ar trebui să aducă în aceste hrănitori și cum ar trebui să arate una ca să corespundă tuturor cerințelor păsărilor? Cerințele sunt simple, trebuie să ne axăm pe hrană naturală. Cel mai bine este să luăm semințe de floarea soarelui, crude, neprăjite, nesărate, ele se găsesc peste tot. Noi ne permitem să cumpărăm acest lucru și sunt foarte apreciate de păsări pentru că au uleiuri esențiale. Uite aici, ca să arătăm și celor de acasă, avem deja câteva semințe, deci demonstrăm că oamenii totuși au grijă și de păsări în această perioadă rece a anului. Vreau să ne spui totodată, ai spus că sunt multe hrănitori pe teritoriul nostru, însă nu toate corespund standardelor sau cum ar trebui să fie una mai exact. Hrănitoarele pot fi diverse, totul depinde de imaginația noastră. Este important ca să avem o gaură prin care pasărea să-și poată lua semința. Păsările de obicei își iau semința și după aia se duc pe undeva prin copaci sau mănânce. Este important să ne ferim de pisici, pentru că ele sunt prădătorii numărul 1 în orașe și sate și e bine să punem hrănitoarea la o înălțime la care pisicile nu prea pot să ajungă sau dacă o agățăm, să o agățăm la fel, într-un loc de unde pisicii vine greu să sară. Dacă instalăm hrănitoarea, ar fi bine să avem câțiva arbuști în jur ca păsările să se refugieze în caz de pericol. În rest, alte cerințe nu mai sunt. Tot ce trebuie să hrănim corect, cu semințe. La geruri mari, cum ați spus foarte corect, păsările au nevoie de calorii
pentru că ele au o temperatură corporală foarte mare, mai mare decât a noastră, aproape 40 de grade. Și e nevoie de menținută această temperatură și aici intervenim noi, oferindu-le hrană sănătoasă. Putem să le dăm slănină cu același succes, la fel, nesărată, neprăjită, unt, păsările mănâncă, adoră, carne putem să le dăm, pentru că ele au nevoie de proteine. Carnivore. La foame mare sunt carnivore. Ce vreau să spun, să ne ferim de pâine, pentru că, deși noi avem un respect aparte față de pâine, că ne hrănește, că ne ține sătui, pentru păsări nu oferă absolut niciun element nutritiv. Și în final pasărea este mai epuizată decât dacă n-ar mânca deloc. Iar pe final vreau, te rog, să ne spui pe scurt, știu că ați făcut și un recensământ în urma schimbărilor climaterice, probabil s-a schimbat și speciile de păsări care vin să ierneze aici sau care migrează în alte țări. S-au depistat cumva alte diferențe sau alte specii care sunt aici? Recensământul făcut de noi este axat doar pe cuiburile de cocostârc de la noi din țară, deci este un recensământ foarte ancorat, foarte nișat. Bineînțeles, sunt abia date inițiale și nu putem să tragem concluzii. Tot ce putem observa este că habitatele umane gradual se schimbă, dispar copacii, dispar turnurile vechi, iar cocostârcii preferă să-și instaleze cuiburi pe stâlpi de electricitate. Este un comportament, o schimbare de comportament pe care noi am observat-o. Îți mulțumesc tare mult, Silvia, că ai fost în această dimineață alături de noi. Noi ținem să reiterăm că acest concurs se va încheia la data de 28 februarie, atunci când mai puteți face poze și să le încărcați pe pagina de Facebook, iar premianții vor fi desemnați pe data de 1 martie. În țara noastră sunt înregistrate aproximativ 275 de specii de păsări. Cam atât a fost de aici în această dimineață. Rămâneți alături de matinalii!